Buonasera, dragi, spun che sono Antonio Prof online. Sentiamo il padre, sì. Oddio, l'alevo, se non fosse Pax, un tiro fosse sabato di un'ira, no? E dove sei cincia stasera? Ah, sei dove cincia? Ah, sei dove cincia. Andrea și Alex, mi-ați propus să facem ceva de analiza combinatorică, da? Așa cum titlăm, analiza combinatorică. Acum, aici ar fi cazul să vedem ce lucru ați făcut voi la clasă. Cu ce ați început? Ia uitați de pe care ți-a Am început cu permutări. Deci permutări. Bine. Permutări. Ce permutare? Cum? Ce ați înțeles voi de la casă? Hai să vedem așa că v-ați fost la voi, nu? Da, adică, cum zic, avem un exemplu aici, P de 3 egal cu 6. Așa, dată, P de 3 egal 6, așa, sau da, 5? Ca exemplu. Deci, la definiția. Ce este definiția? Fie n, un număr n aparținut lui n, este număr natural, prin permutări de n, așa. Înțelege un număr de mulțimi ordonate care se pot forma cu n elemente. Și tu citești din căiețel acum, definiția, nu așa? Da. Deci așa a fost debutul lecției, da? După care? După care s-a dat exemplu P de 3 egal cu 6. Dar cum? Așa P de 3 egal cu 6? Da, scris? Ca exemplu, exercițiu 1. Așa. După definiție. Și exercițiu 1 ce spune acolo? P de 3 egal cu 6? Da. Nu se poate. Uitați. Mai știți de ce sunt eu așa revoltat împotriva ce se întâmplă în școală? Pentru că așa se întâmplă. Am fost undeva la o inspecție cu ani în urmă și o inspecție de grad și profesoara avea pe foaie o serie de chestii de astea, definiții și ea, nu știu ce, învățați acolo. Și a început așa cum spui tu. Deci noi nu ne-am auzit, nu am știut ce se întâmplă, pe acum mi-a spus că vreți să analizeze combinatoria. Și când am început, eu eram în spate acolo, ultima bancă, și profesorul a început lecția așa și eu m-am speriat. Deci am spus, Doamne, nu se poate așa ceva. Și atunci mi-a făcut semn să vină până la mine, eu vin în bancă și am spus, ia loc în bancă, că fac cu lecția. Deci era la clasa 12. Deci n-am putut rezista, n-am înțeles cum să asist la lecția aceea, în felul acela. Dacă eu nu priceapeam nimic, apoi copiii aceia ce puteau să priceapă. Așadar, haideți să le spunem încă o dată colegilor, și am mai făcut colegilor voștri și nu numai lor, ci tuturor celor care ajung, părinți și copii, elevi, să le spunem că insist pe chestia care am mai făcut o dată trecută, aceea de a răspândi mesajul despre existența profund online și scrisoarea aceea care v-am spus-o, să nu uitați, nu ați făcut-o încă, nu au făcut-o nici cei care se uită la noi. Faceți acest lucru ca să determinăm să spună că există profund online, ca toți să aibă șanse egale. Și așa că am să vă spun și ce cred eu cu permutări. Da? Hai să vedem cum văd eu lecția. N-am mai predat-o de foarte multă vreme. De mult. Cred că sunt 10 ani când am mai predat-o la clasă. Dar așa aș începe, așa am început de-a lungul timp și așa aș începe și cu voi. Ia uitați. Dacă am o mulțime A formată din două elemente. 1 și 2. Da? Din două elemente. Vreau să văd câte submulțimi cu acest număr de elemente pot forma, dar ordonate. Care ar fi variantele în care poziția contează foarte mult? Cu astea două. Care ar fi? 1, 2 și 2, 1. 1, 2 și 2, 1, sigur că da. Deci ar fi o pereche 1, 2, în ordinea asta. Așa să zicem A1, în care am foarte clar important
ordinea, da? 1, 2. Și alta ar fi 2, 1. Nu-i mulțime aici. Nu știu cum să numă. Am să zic că A1 mic. A1 și A2. Acestea. El le numără câte sunt, câte pot face. Deci 1, 2 și 2, 1. Astea sunt cele două. Dar dacă e de un singur element, dacă mulțimea A2, să zic asta, dacă A1, mulțimea mare 1, ar fi fost format, n-am început cu asta, doar cu un singur element, cu 1, să zicem, câte ordine poți face? Care sunt numărul de ordonări pe care le pot face? Una singură. Da? Deci, dacă mulțimea ar avea 3 elemente, ar avea pe 1, 2, 3. Care ar fi numărul de ordonări? 6. 6. Din ce motiv? Hai să le vedem, să numărăm. 1, 2, 2, 3. Nu, uite așa zice. 1 îl păstrez pe prima poziție, iar 2 și 3 ocupă data așa, și cu urmă, iată, 3, 2. Deci 1, 2, 3 și 1, 3, 2. Deci vedeți, când l-am fixat pe 1 pe prima poziție, mi-au rămas cele două. Ca și în data anterioară, le schimbăm între ele. Deci 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3 și 3, 2. Acum aduc pe locul întâi pe 2 și rămâne 1, 3 și cu tot cu 2, 3, 1. Pe urmă, îl aduc pe 3 pe prima poziție, 1, 2 și 2, 1. Vedeți? Clar, e foarte simplu. Numărul total de ordonări a unei mulțimi cu câte elemente? A unei mulțimi cu 3 elemente. Am luat 1, 2 și 3, dar pot să iau general 1, 2 și 3. Da? Numărul total de ordonări este, cât am spus, 6. Da? Și convenim să le notăm cu undeva. Ordonări sau schimbări. Că, mulțimea rămâne cu același număr de elemente, numai că ordinea este alta. Da. Și atunci le numim permutări. Le-am permutat, le-am schimbat pozițiile. Da. Și numărul de schimbări a unei mulțimi cu câte? Cu 3 elemente este 6. Deci acum pot să spun foarte bine, am notat cu P, P de 3, P de 3, deci dacă mulțimea are 3 elemente și vreau să văd numărul de schimbări, de ordonări, P de 3 egal cu 6, da? P de 2, am văzut aici, P de 2 este egal cu 2, da? P de 1, cât am găsit aici? P de 1 egal cu 1. Ei, da. P de 3, care înseamnă așa 6, eu pot să scriu că este 1 ori 2 ori 3. Deci 1 ori 2 ori 3 fac 6. Iar P de 2 ăsta, cu P de 2 pot scriu că e 1 ori 2. Cât va fi P de 4? Întrebarea. Deci mă gândesc că am o mulțime mare a indice 4 cu 4 elemente. A1, A2, A3, A4. Iată, o mulțime de cu 4 elemente. Câte permutări pot face cu elementele acestei mulțimi? 24. Din ce motiv? Pe 1 ori 2 ori 3 ori 4. Da. Dar fă-mă să înțeleg modul în care 1 ori 2 ori 3 ori 4 că nu ți-am arătat aici. Da. Dar vreau să văd logica. Uite, când au fost 3 elemente, pe prima poziție am adus-o pe rând pe fiecare, pe 1, pe 2, pe 3, și am redus, practic, cu celelalte două la situația anterioară. Acum, dacă sunt 4 elemente, pe prima poziție, pe cine am să aduc întâi? Pe 1. Pe 1. Și cu celelalte 3, câte fac? Păi cu 3, câte am zis că fac? Cu 3, 6. Pe urmă, deci, aduc așa, A1 și A2, și astea alte care rămân, vor determina câte? 6 variante, da? Va fi A2, A3, A4, tot A2 rămâne A4, A3, A4, A3, apoi A3 vine pe locul ăsta și vine A2, nu A2, da. A2, A4, și tot A3 rămâne și vine A4, A2, și apoi vine A4, A2, A3, și A4 rămâne pe poziție, A3, A2. Deci numărul este de 6, vezi? Da.
Că eu, practic, ăstea care mi-au rămas când am fixat pe A1 pe prima poziție, cele 3 determină, generează 6. Acum, voi fixa pe A2 pe prima poziție și celelalte care îmi rămân, e vorba de A1, A3 și A4, puncte, vor genera câte la urmă? Tot 6. Că urmă, A2 rămâne pe prima poziție, nu A2, A3 rămâne pe prima poziție și ce urmează pe urmă? A1, A2 și A4 iar dintre 6 și în sfârșit de 6, 6 aici, 6 aici care am văzut și în sfârșit pe prima poziție din A4, iar celălalt A1, A2, A3 încă de 6 ori. Ei, de ce este de 4 ori ce a fost cu 3? De 4 ori câte ce a fost înainte cu 3, adică 6, 4 ori 6, 24. Da? Ăsta e motivul. Da? Asta e justificat, nu că 1, 2, 3, 4, 5. Da, 1, 2, 3, 4. Deci pe de 4 înseamnă că facem 24, că am numărat 24, iar 24 ăsta, din nou, poate fi văzut ca fiind 1, ori 2, ori 3, ori 4. La 5 știți cât va fi? Când am înmulțit cu 5 elemente? Cum ai făcut? Păi vine tot la fel. De 5 ori câte? De 5 ori câte 6. De ce câte 6? De ce câte 6? Stai, de ce ai zis de câte 6? Păi câte ori rămas dacă sunt 5 de toate? 4. Și acele 4 fiecare de câte ori să-ți duc? De 24. Da. Deci vin cât? De 5 ori câte? 24. Da. Deci pe de 5 este de 5 ori, că fiecare pe prima poziție îi pe rând, A1, A2, A3, A4, A5 și celelalte 4 care rămân generează câte 24. Deci de 5 ori 24, care se scrie în final 1 ori 2 ori 3 ori 4 pentru 24, 1 ori 2 ori 3 ori 4 pentru 24 și ori 5. Iată, așa se justifică, 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5. Da? Ei, dar din comoditate n-am să mai scriu 1 ori 2 ori 3 ori 4 așa toți factorii. Și am să spun simplu 4 factorial. 4 factorial, 4 toți factorii de până la 4. Deci pe 4 factorial înțeleg 1 ori 2 ori 3 ori 4. Prin 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5, 5 factorial. 5 factorial. Egal cu 5 factorial. Deci când văd 5 factorial, atenție, înțelegeți toți factorii înmulțiți 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5. Și este modul de scriere concentrat. Da? Să vă înțeleg așa toți factorii. Sigur că 5 factorial poate fi văzut de noi ca fiind 4 factorial ori 5. Adică toți factorii de până la 4 și ori 5. Da. Tot așa de bine 5 factorial mai poate fi văzut de noi ca fiind 3 factorial ori 4 ori 5. Da? Acestea sunt lucruri care trebuie bine înțelese. Vă spuneam mai devreme că așa am mers noi până la 5 și am înțeles cam cum s-ar forma. Nu le-am făcut pe cele 5, că sunt 24 ori 5, face 120. Ar fi, nu ne-ar fi ajuns tabla ca să le numărăm pe toate, dar am înțeles principiul. Cum anume să obțin toate permutările acestea unei mulțimi de 5 elemente și noi numărăm câte sunt. Da? Câte sunt. Vă spuneam mai devreme că analiza combinatorică nu se poate face până nu știm inducția matematică. Că noi am putea spune, acum știți cât va fi la când mulțimea are 7 elemente? Păi pentru 7 elemente ar fi P de 7 ar face 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5 ori 6 ori 7. Un număr foarte mare. Că numai până la 5 înseamnă cât aici? 120. Și 120 ori 6 ori 7, adică ori 42, îmi dă un număr mare, foarte mare. Mi-amintesc așa cum un elev, la un moment dat, în bancă, dacă n-aș fi avut inducția, se pregătise să mă atace foarte tare. Anume, el a spus, eu l-am făcut până la 4 și am zis, băi,
La 5 cam câte ani? Exact aici. La 5 cam câte ani? Atât am zis noi. De 24 ori 5. La 6 ar fi. Înseamnă ce a fost înainte 120 ori 6. Și el spune, dar să le facem, domnul profesor. Hai să le facem. Să le vedem pe toate. Păi nu se poate, mă, cum să le fac pe toate? Păi, dar eu nu știu că e așa. Dacă nu se mai respectă. Deci, atenție, cum el își bătea joc de mine cu intervenția asta, deși era, eu încercam să-ți merg din observația făcută de până la un loc, vreau să trag o concluzie în general. Deci și eu mă pregăteam, forțeam și eu un not aici. Deci din observația până la 3-4, pe care am arătat-o, mă pregăteam să spun că pe de 10 ar fi 1 ori 2 ori 3 ori 10, deci 10 factorial, dacă mulțim la 10 elemente. Și el a spus, da, nu știu dacă e chiar așa. Dacă se schimbă ceva. Mă, ce să se schimbe toate sistemele? Ce să se schimbe, mă, că uite, mai iau încă o dată. Vezi cum ce am făcut anterior se preia în pasul următor. Adică de la 2 la 3 m-am bazat cât am făcut pe 2, 2, și pe faptul că am 3 elemente înseamnă că pe prima poziție pot aduce pe fiecare, mă, nu se înțelege. Deci eu nu vreau să înțeleg. Nu vreau. Nu vreau să înțeleg că asta e adevărat. Deci el m-a întrebat foarte tare dacă se respectă rețeta asta care am observat-o eu aici, de la 2 la 3, de la 3 la 4, adică să preia ce a fost înainte, și dacă se respectă și mai târziu, de la 10 la 15, de la 10 la 11 s-o respecta, dar de la 11 la 12 s-o respecta. Deci m-a întrebat de pasul următor. Asta e problemă foarte, foarte frumoasă, interesantă. Și am făcut în state, acum când am fost, un copil din clasa a 6-a, o lecție în care am făcut inducția matematică. Deci, vă lipsește instrumentul care se cheamă inducție matematică. De aceea, eu nu văd nicio clipă cum s-a îndrăznit să se facă treaba asta, fără ca inducția matematică să o aveți. Pentru că povestea care m-am spus-o acum poate fi de oricine formulată, sau întrebarea asta poate fi formulată și profesorul nu are ieșire. Da? Deci trebuie neapărat inducția matematică. Adică trebuie să ai varianta în care să spui, măi, îți voi arăta că pasul următor e bun. Da? Că el asta mă întreba. Bine, bine, am mers până când vrem noi. Eu m-am prins de chestia asta. El spune, mă tot trimitea dacă pasul următor e bun. Și eu dacă aș fi făcut... Da, mulțumesc. Eu dacă aș fi făcut pasul următor, cum încerea el, bunar îmi cerea la 7, nu? La 6. La 7. El mă întreba până la 8 și mă întreba la 9 și nu mă scăteam cu el la capăt. Asta era problema. Și atunci am înțeles că el, de fapt, mă întreabă dacă pasul următor e bun. Și a zis, băi, bine, hai. Până la, presupunem că am mers așa, din aproape în aproape, până la un ordin. Și eu dacă ți-ar un ordin K, să zic. Nu știu ce ordin, nu zic 5, 6, 7, K. Și dacă ți arăt că la K plus 1 e bine, bazându-mă că l-am făcut pe ăla de ordin K, și să arăt că la K plus 1 e bun, bine, tu mai ai ceva de întrebat? Și a zis, nu. Nu mai am nimic de întrebat. Pentru că faptul că mi-ați arătat că pasul următor e bun, atunci acela fiind bun, pasul următor este bun, pasul următor este bun, și atunci e bun peste tot, indiferent la ce ori. Și mi-ați închis gura, zice, nu mai am nimic de comentat. Foarte tare chestia. Deci este un relaționare foarte frumos. Mai întâi, sesizez cum merge problema, sesizez din aproape în aproape cum se preia pasul din urmă și spui, presupun că am ajuns până la ordinul K și de aici am să arăt că pasul următor e bun, ca să nu mă mai săcăi tu cu întrebarea, o fi bun la următor, o fi bun la următor. Chiar asta să răspund. Că următorul e bun. Și următorul fiind bun, celălalt va fi iarăși bun. Natural va fi bun că este următorul ăsta care a fost mai devreme. Da? Și așa mai departe, totul este rezolvat și nu mai e nimic de întrebat. Îmi pare rău că inducția nu aveți, dar veți vedea. Cu copilul de clasa 6-a, făcut în state, el vorbește și în engleză, cu ocazia asta vedeți cum vorbește în engleză, este acolo inducția matematică făcută, sau nu mai știu cum e intitulată, făcută în română și în engleză, că el vorbește în engleză. Acum, întrebarea este cum ne-am înțeles noi. El înțelegea ceva română,
și o să vedeți că înțelege română și atunci și traduce și vorbește, rest vorbește în engleză. Cei ce înțelegi de la mine vorbește în engleză și este fabulos. Eu sper că o înțeles bine. Aș vrea, așa vreau să crezi. Dar nu, nu știam ce anume vorbește el în engleză. Nu știu dacă mă înțelegeți, adică nu știu cât de bine înțelegea. Dacă ar fi vorbit în românește, în dialogul cu mine, m-aș fi dat seama cât de bine a prins inducția matematică. Și cu asta m-a arătat, la clasa a șasea poate fi coborâtă inducția matematică. Pentru că există acest mod ciudat, că o facem când îi vine timpul în programă. Dar în programă, Andreea și cu Alex, în programă este făcută niște oameni. De regulă de oameni care stau acolo prin minister cu fundul pe scaun și care nu sunt practicieni concreți la lecție, la modul în care clasa reacționează. De aceea am niște obiecții foarte clare în ceea ce vrește nevoia de a face lucrurile altfel. Așa am vorbit despre semnele algebrei introduse de timpuriu, care fac ca să nu mai apară confuzia aceea în mintea ta în clasa 6-a când te duci și îți vorbești plus cu minus, minus cu plus pe acolo. Voi, nu știu dacă sunteți corecți, dar sunt foarte mulți colegi ai voștri care nu știu semnul algebrei. N-ați descoperit așa? Da. Nu știu semnul algebră. Și dacă nu știu semnul algebră, atunci ei n-au nicio șansă să construiască ceva. Deci riscul de a greși la fiecare moment. Asta pentru că învățătoarea a răspuns foarte bine în perioada asta, că numai 5 minus 3 se poate. Dar 3 minus 5 nu se poate. Și fiindcă l-a spus așa, până în clasa a 6-a, el deodată zice, păi, dar până acum nu putea să spun că se poate și asta. Și dacă s-ar fi lucrat din la întâia, cu adunarea scăderea, mai întâi, că se face între a 11-a, între a 3-a și a 4-a, când vine înmulțirea și împărțirea, semnul algebrei lucra, deci lucru în Z, practic. Da. Da? Deci este extraordinar. Și așa mai departe, printre care și inducția. Nu văd inducția, de ce să o las până mai târziu. Când sunt formă de poveste, așa cum am prezentat-o acum, este atât de mare interesul pentru copii și atât de bine pricep și dovadă în lecția ce veți vedea, dacă am avut sau nu, dreptate. În clasa a 6-a. Bun. E, și acum să vă spun. Îmi pare foarte rău. N-am să mă... Ați înțeles scheletul de idei la inducții. Pasul următor este bun. Asta este problema. Acum, de aici, din observații, hai să spun, de observațiile particulare, putem spune că am găsit formula P de N, nu? P de N egal P factorial. Asta e formula de la permutări, care trebuie reținută. Dar neapărat trebuie prezentată sub formă practică, joacă, ceva care să înțelegi și tu, să țină profesorul atenția trează. Că dacă tu nu mai, cum te obosește cu formule peste formule, tu nu înțelegi deloc ce rost are să faci asta. O să vedeți ce frumoase sunt lucrurile mai departe. Deci, P de N, egal cu N, permutări de N, egal cu N factorial. Aceasta e formula care trebuie știută. P de N egal cu N factorial. Aici aș mai adăuga exprimarea factorialului mai mare cu ajutorul factorialului mai mic. A doua chestiune care trebuie rezolvată, asta este exprimarea factorialului mai mare cu ajutorul celui mai mic. Celui mai mic. Mai mic. Acesta, asta este deja două. Adică, n factorial se exprimă cu ajutorul n minus 5, n minus 3, hai să zic, n minus 3 factorial și neapărat pune toți factorii cum la el, adică n minus 2, n minus 1 și n. N minus 3, după el este n minus 2, n minus 1 și n. Tot atât de bine, tot n factorial mai poate fi văzut ca fiind egal cu n minus 1 factorial. Da? Până la n minus 1 și următorul care n. Da? De până la el. Asta e povestea cu permutările. Deci, ce înseamnă permutările? Numărul de schimbări care se pot face
între elementele unei mulțimi. O, element, o mulțime cu două elemente, număr de schimbări sunt două, eu făceam asta practic, cu doi elevi. Hai mă, hai să vezi pe cele două locuri, cum faci? Tu așa și tu așa, clar. Altceva ce să vei mai mult. La șase, la trei elemente. La trei elemente. Păi așa și trei de doi schimbau, duci tu în banca aceea, de schimbau. Joacă de asta care să te facă să înțelegi bine lucrurile. Bun. Hai să vedem acum. Următorul lucru este, nu? Vorba de aranjări. Aranjamente. Aranjamente. Am o întrebare aici, da. La permutări. Așa. La un tip de probleme, când ies cu unul, stați, da, concret, practic, sigur. Unul factorial. Da. A, mai trebuie să adaug aici că 0 factorial prin convenție, 0 factorial egal cu 1, da? Da. 0 factorial egal cu 1, mă adaug asta. Zi-mi tu, Egeșițu, 1 factorial. 1 factorial ori, nu, supra 0 factorial. Da. Plus 2 factorial supra 1 factorial. Așa. Plus 3 factorial supra 2 factorial. Așa. Plus puncte, puncte. Plus n factorial. Da. Supra n sunt factorial. A, sunt clar problema asta, da? Da. Egal. Dar tu poți să o faci, dar numai cum încerci pe mine, acum că elevul acela care spunea, cum facem asta? Nu, ai că știu că pare ușor, dar nu știu, știu că era o formulă și nu știu că așa. Nu trebuie să... vreau să vă invit la matematică, să aveți forța, să nu vă gândiți la formule cu care să faceți minuni. Cea mai tare formulă este un mod de a gândi. Vreau să vă împrumut, să vă conving, dacă sunteți atenți, că trebuie un mod de a gândi. Păi ce vrei mai mult? La 1 factorial scriem 0 factorial ori 1. Sigur, la 2 factorial ori 1 factorial ori 2. La 3 factorial... Și simplifică. Ți-a spus că mai încercat, așa să vezi dacă mă descurc. Am mai descurc, nu. Așa cum ai spus. Dar pur și simplu că 1 factorial și 0 factorial fac tot 1. Scriu 1, plus. În loc de 2 factorial, zic, ce? 1 factorial ori 2 supra 1 factorial, plus 2 factorial ori 3 supra 2 factorial, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus n minus 1 factorial, că am vorbit mai departe, da? Ori n, totul supra n minus 1 factorial. Și acum se simplifică, cum vă observ, și face, e vorba de suma, 1 plus 2, plus 3, plus puncte, puncte, plus F, suma primilor N, numere naturale. Dar știi ce nu știu. Păi nu știi ce pățe Gauss? Nicuțu Gauss era învățătoarea. Aveam o chestie. Ea știa când ajunge la lecția asta să le dea să adune copiii la 1 până la 100. Băi, dacă nu vă uitați pe internet, mă, dacă nu vă uitați. Asta problemă am făcut-o cu Anastasia în America. Da? În clasa a doua. Deci cu Anastasia din clasa a doua. Dar fără ca ea să știe chestia asta. Îi joacă cu ea acolo să vedeți cum. Deci, învățătorul de copilul să adune 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus puncte, puncte până la 100. Și ea avea de lucru și-a scos repede din plasă plovărul și cu antrele și s-a apucat de lucrat. Știa că jumătate de zi copiii adună. Deci ea adună și aș face plovărul. Și nici n-a apucat bine să scoată din plasa ghemul cu, și cu antrele, că micuțul Gauss se duce, doamna învățătoare, eu am făcut-o. Cuțătoarea supărată, nici, nu și-a, pe tăbliță, e noua, cu tăblița asta, și nu, nici nu și-a aruncă ochii așa, dar într-un zi, uite, era rezultatul corect, 5.050. 5.050 rezultat. Întreabă, cum ai făcut? Ea știa că până ajung la 5.050, e de adunat acolo. Asta e rezultatul. Și el zice, eu am văzut așa. Că înaintea un 99, la 100 e 99, din punctele astea, da? Și atunci unul și cu 100, fac 101.
12,99, tot 101. 13,98, tot 101. Și m-am întrebat câte echipe de astea de 101 fac. Fiindcă o grupă câte 2, 50. S-au redus numărul. Deci câte grupe de 101, nu? Da. Dacă, câte numere sunt în total? 100. 100. Și dacă tu le faci grupe de câte 2, e pe ăsta și cu ăsta, pe ăla, pe ăla, câte grupe de 101? 50. 50. Și atunci eu spus că este egal 50 ori 101. E 50 de ori 101. Și eu dat 5050. Terminat problema. Da? Cu Anastasia, cum am făcut eu? O să vă uitați pe internet. Vreau să vă uitați acolo, vedeți lecția aceea frumoasă, superbă lecție. Vorbește o engleză perfectă și, și are și un stil de a prezenta ca o actriță. Foarte faină lecția. O să poate să mă vedeți. Bă, voi, voi v-am spus și nu vă uitați. Sunteți divine. Păi mă mizați pe ce fac eu aici. Dar gândiți-vă că eu folosesc acest prilej pentru ca zecile de mii de copii din țară se poate accesa. De aceea sunt eu foarte supărat că nu se vorbește de treaba asta. Deci, aveți, știți unde să vă duceți, dar nu vă duceți. Mizați tot pe tradițional. Pe căiețelul pe care scriți acolo niște lucruri, vă zboară vorbele mele și cuvintele mele și toată chestia asta și nu vă duceți ca să vă întregiți imaginea lecției sau explicația în totalitate, folosim profume. Mă supăr pe voi. Deci neapărat vreau neapărat să faci chestia asta. Și veți vedea, citiți și niște comentarii acolo. De-a sus în comentarii. Cei care dau sunt înnebuniți, le place formidabil. Și își manifestă bucuria pentru că m-au întâlnit. Iar stați și dumneavoastră și a celor care știu despre Prof Online, este asta să facem cunoscut. Ori, voi aveți o șansă imensă, cei care mă știți, să îi bombardăm. Presă, am spus, televiziuni, presă, audio, video. Faceți acest lucru, că e o formă de mulțumire pe care o manifestați față de Prof Online și o bucurie care mi-o creați, efectiv. Haideți să mergem acum. Atunci, care era ideea de reținut de aici? Că adunăm pe primul plus ultimul. Deci adunăm pe primul plus ultimul. Da? 1 plus N. 1 plus N. O jumătate din N. Ori N pe 2. Adunăm pe primul plus ultimul, o jumătate din cât sunt ei, ori n pe 2. Deci este egal aici cu n pe lângă n plus 1, uite să spun într-o altă, supra 2. Iată formula pe care din clasa 5-a, 6-a, profesorii făcut deseori formula lui Gauss, spuneau la asta, nu? Dar voi, ați trecut lângă voi, Gauss nu vă impresiona deloc. Bun. Dar dacă ar fi numele așa, 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus puncte, puncte până la 20. 5 plus 25. 25. Deci 25. Ori 17. Deci ori 17. Câte elemente sunt? Câte numere sunt? Nu, 15, pardon, 15. Sunt 15 sau 16? Sunt 16? Păi că cine lipsesc din față? Lipsește 1, plus 2, plus 3, plus 4. Deci 4 lipsesc. Erau total 20, lipsesc 4, 16. Cum se află numărul lor? Scădem din ăsta pe ăsta, 20 plus 1. Că adună și capătul. Adică și capetele sunt luate în seamă, da? De ce? Numărul elementelor este așa cum am spus, 16, supra 2. Că jumătate, nu? Și face 25 ori 8. 25 ori 8. Și egal cu, zeta am spus, 2. Asta e suma. Deci, suma, avem acum încă mai provocat, că ești ăsta, acum trebuie să vorbesc un pic. Tu ai vrut, eu trebuie să povestesc acum.
suma asta, 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus puncte, puncte plus iași, s-o notăm cu e suma, adică suma primelor e numele naturale, i-am găsit formula n pe n plus 1 supra 2. Dar asta din observația practică, nu? Așa cum a făcut Gauss. Însă, eu am să încerc o demonstrație, dacă aveam inducție, acum o puteam face pe inducție, n-am inducția la îndemână, ce păcat. Dar am să încerc o demonstrație altfel. Am să plec la binomul n plus 1 totul la pătrat. Cu cine este egal n plus 1 totul la pătrat? N pătrat plus 2n plus 1. Asta e adevărat pentru orice n natural. Deci asta este adevărat pentru orice n natural. Duc pe n pătrat în stânga și am să am n plus 1 la pătrat minus n pătrat este egal cu 2 ori n plus 1. 2 ori n plus 1. Adevărată pentru orice, da? Pentru orice e număr natural. Adică pentru n egal cu 1 ce ar deveni ea? Pentru n egal cu 1 ar deveni 2 la pătrat. 2 la pătrat minus 1 la pătrat este egal cu 2 ori 1 plus 1. Pentru n egal cu 2 i-ar deveni 3 la pătrat minus 2 la pătrat este egal cu cât? 2 ori 2 plus 1. Pentru n egal cu 3 i-ar deveni 3 la 4 la 4 la 2, e bine? Da, 4 la 2. Minus 3 la 2 este egal cu 2 ori 3 plus 1. Și mai departe. Până la urmă, pentru n, deci când n a crescut 1, 2, 3 și-o adun la n, ar deveni n plus 1 la pătrat, adică tocmai asta de aici, n plus 1 la pătrat, minus n pătrat, este egal cu 2 ori n plus 1. Știți voi cine este în față? În fața asta este n minus 1, adică cu un pas mai urmă, 4 în 3. Adică n plus 1 va fi n pătrat. Da. N pătrat minus mai urmă decât n, n minus 1 la pătrat egal cu 2 ori n minus 1 plus 1, da? Și aici sunt punctele puncte. Mai mult celelalte toate relațiile. Și acum, dacă trag din șcadul, observăm. Când adunăm toți ăștia din stânga și cu toți ăștia din dreapta. Da. Ăștia am odat 2, 4, 2 la 2 și am și minus 2 la 2. Este așa? Da. 2 la 2 și minus 2 la 2. Și trebuie să o reduce. Am 3 la 2, minus 3 la 2. Am 4 la 2, dar mai este prin punctul da, puncte și cealaltă. Am n la 2 cu minus n la 2. N minus 1 iarăși cu puncte, puncte. Este o simplificare, se vede foarte rapid de constatat. Da. Ce mi-a rămas? Mi-a rămas doar n plus 1. Deci n plus 1 la pătrat minus 1 la pătrat. Cu 1 ăsta rămâne, da? Nu se mai reduce în simplifice. Egal cu 2 pe lângă. 2 pe lângă. Așa m-aș scoate în factor comun. 2 pe lângă. 1 plus 2 plus 3, doar le adunăm. Plus puncte, puncte, plus el. Și plus de alte 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1, de câte ori s-a adunat 1 plus 1 plus 1? Din ori. Da? 1 plus 1, de, dacă de 2 ori 2, dacă 3 ori 3, deci plus el. Dar asta cu cine am notat-o eu? 1 plus 2 plus 3, tocmai suma pe care vreau să o găsesc. Da, ies 1. Ies 1. Deci notăm că ies 1. Ies 1. O avem pe asta. Și atunci avem așa. Că n plus 1 la pătrat minus 1 este egal cu de 2 ori ies 1 plus n. Echivalent cu. Hai să lucrăm. N plus 1 la pătrat înseamnă n pătrat plus 2n plus 1 minus 1 egal cu 2 ies 1 plus n. 1 cu minus 1 se reduc. 2n o să aduc în stânga și vine n pătrat plus 2n minus n. Minus. 2n minus n face n. Plus n egal cu 2, ies 1. De unde rezultă că ies 1 va fi egal cu
pătrat plus n supra 2. N pătrat plus n supra 2. Scoatem un n în faptă și vine n pe un n plus 1 supra 2. Iată formula demonstrată, matematic, nu din observații, că așa m-am făcut-o Gauss, ci pur și simplu, matematic, raționând, foarte clar, am plecat la binomul n plus 1 la pătrat, care e n pătrat plus 2 n plus 1, am dat un valor, ați văzut cum s-a întâmplat și a apărut suma aceasta. Cum credeți că ați găsit suma S2, care este egal cu 1 pătrat, plus 2 pătrat, plus 3 pătrat, plus 4 pătrat, plus puncte puncte, plus n pătrat, suma pătratelor. Știți voi cu cine este egal suma pătratelor? Știam. Știați. Nu mai știu nicio. Dar după observația făcută, în modul care am demonstrat, când am demonstrat pe asta, am plecat de la n plus 1 la pătrat. Da. Ca să o fac pe asta, de la cine am să plec, credeți? La n plus 1 la 3. La 3. Cu un pas mai în față. Deci plec de la binomul n plus 1 totul la 3. Binomul n plus 1 totul la 3. N plus 1 totul la 3. Egal cu n la 3, parcă nu? Da. Plus 3 ori. Prima parte la pătrat multiplicat cu 2, 3 n pătrat, plus de 3 ori n, plus 1. Să nu uităm 50 de minute, ne-am uitat, nu ne-am uitat. Nu, dar mai sunt 10 minute. Mai sunt 10 minute? Acum sunt și înregistrează aici câte minute au durat până acum. Cât au durat, zice 41 de minute. Așa, ai zis foarte bine. Așa că suma asta cum o facem? 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 plus n pătrat. Am plecat de acolo, particularizăm pe n, da. Și până sumăm toate strate. Hai să duc pe n în stânga și vine n plus 1 totul la 3, minus n la 3, egal cu 3 n pătrat plus 3 n plus 1. Ea e adevărată pentru orice n. Natural, da? Și pentru n egal cu 1, și pentru n egal cu 2, și pentru n, și pentru n egal cu k. Dacă îmi pun loc de n, punem k, ea devine așa. K pentru n egal cu k, cum vă luați k? Un k intermediar. K plus 1 totul la a 3 minus k la a 3 egal cu 3 ori k pătrat, plus 3k, plus 1. În loc să mai dau cu K valori, să le scriu pe toate, sau iei valori 1, 2, 3 și mai departe, sumăm, că știți la sfârșit ce am făcut. L-am tras din și l-am adunat. Și atunci folosim simbolul. Sumă din stânga, sumă. V-am gândit simbolul ăsta, nu? Nu? Nu-i bine? Folosim și noi în clasă. Ați folosit la clasă, nu? Păi ăsta este rostul. În loc să adunăm, acum vă uitați că vă sunteți în stare de șoc. Că acum ați înțeles ce înseamnă simbolul, nu? Dar voi desenați simbolul ăsta la clasă. Da, ați desenat, nu? Da. Ați desenat și erați mândri că îl desenați bine. Așa. Deci sumă, de la K egal cu 1, cât de la 1 începe, până la N, știți bine că ne-am adunat pe toate cele. Da. Sumă de la K egal cu 1 până la N din K plus 1 la a 3 minus K la a 3. Sumă din membru stâng, aici prin simbol înseamnă că le adunăm pe toate relațiile celea care le-ați văzut, da. Egal cu sumă din dreapta, sumă din membru drept, de la K începe de la 1 până la N, de la K egal cu 1 până la N, ăsta îți folosiți și pe la informatică simbolul ăsta de acolo, nu? Când la informatică, cel puțin nu l-am folosit. Acolo când indice aceea, contorul de sumare, când folosești de instrucțiune acolo, contorul acela care crește, nu? La cicli, când faceți... Nu ați făcut nimic. Informatică, ce-mi faceți? Doamna profesoară Chelva. Și cu doamna Ciupătă. Nu știu. Da. Bun. Din 3 K pătrat plus 3 K plus 1. Deci din 3 K pătrat plus 3 K plus 1. Dar suma unei sume înseamnă sumă din fiecare. Deci pot să spun că este egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N din 3 K pătrat
plus sumă de la K egal cu 1 până la N din 3K și plus sumă de la K egal cu 1 până la N din 1. Da? Sumă de la K egal cu 1 până la N din 1. Și acum începe să dă loc la valori. Când K egal cu 1, ce devine membru termenul de subsumă? Când K este 1, ea devine 1 și cu 1, 2. 2 la 3, 2 la 3, nu mă interesează să fac 8. Deci 2 la 3 minus 1 la 3 și de resus puneți pentru K egal cu 1. Plus, că asta înseamnă sumă. Plus, contorul crește cu o unitate, deci contorul urcă de la 1, acum devine 2, și 2 vine cât 2 și 1, 3 la a 3, deci plus 3 la a 3 minus cât 2 la a 3, asta pentru K 2, plus când K o devine 3, 4 la 3 minus 3 la 3, 4 la a 3 minus 3 la a 3, plus și mai departe, plus puncte, puncte, multe perechi pe acestea. Când K o devine N, N plus 1 la 3, plus 1 la 3, minus N la 3, egal cu. Egal cu. 3 ca și cum ar fi factor comun, iese în fața sumei. Nu? Zicem 3, sumă de la K egal cu 1 până la N din K pătrat, plus sumă de la K egal cu, plus 3, e și limba și 3. 3 sumă de la K egal cu 1 până la N din K și plus sumă din 1. Adică 1 adunat de N ori, cât face? N. N plus N. Și acum, hai să privim în membru stâng. Să vede și mai clar că 2 la 3 cu minus 2 la 3 se reduc. Da. De acord? Da. Că 3 la 3 cu minus 3 la 3, 1 la 3 rămâne tristă. El zice, dar eu nu am nicio șansă. Și 4 la 3. Și 4 la a 3 cu cine ar veni mai departe, da, pe aici merg puncte, puncte. O rămas ăsta de la sfârșit minus, fiindcă erau perechi, cât sunt cu plus și cu minus. Vezi? Așa s-a rămas. O rămas ăsta la început cu minus, rămâne perechea lui cu plus. Încât el la a 3 ăsta, se duce cu el la a 3 care putea să, trebuia să fie scris în față. În final, membru stâng este așa, N plus 1 totul la a 3, N plus 1 totul la a 3, minus 1 la a 3, este egal cu de 3 ori pe lângă. Și dacă K devine 1, cât am aici? 1 la 2. 1 la 2, da. 1 la 2. Plus, când K devine 2, 2 la 2. Plus, când K devine 3, 3 la 2. Și mai departe, plus puncte, puncte, însuși ca o contorul de sumare ajunge la limita superioară, că devine N, plus N la 2. Plus 3 pe lângă. Iarăși ca începe 1, 2, 3, da? Da. 1, deci ca pe lângă. 1 plus 2 plus 3, că nu mai strâng la pătrat. Ca este a întâia, da? Da. N. Da, de data asta e așa. Și plus N. Iată egalitatea sună așa. N plus 1 la a 3. Deci am N plus 1 totul la a 3 minus 1, că 1 la a 3 este 1. Egal cu de 3 ori. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat. Dar cine este asta? E 2. E 2 care trebuie să aflăm. Deci 3 e 2. Plus de 3 ori. Cine este acea 1 plus 2 plus 3 plus 1? E 1. Da. Este suma, o e sumă pe care o știu. Adică 3 ori N pe lângă N plus 1 supra 2 și plus, ultimul termen de acolo, plus N. Uite aici, plus N. Cine este necunoscut în toate ghiștițul nostru? Ies 2. Că ies 1 am știut-o, am înlocuit-o, cu N pe lângă N plus 1 pe 2 și acum ies 2 este necunoscut. Și adică la al treia și vine. Cât vine? N la a 3-a plus 3 N pătrat plus 3 N plus 1 minus 1. Minus 1 ăsta da. Este, da?
Deci nu la 3 plus 3 nu plus 3 plus 3 nu plus 1, minus 1. Egal cu 3 S2 plus 3 N pe lângă N plus 1 plus 2 N. Am și adus la aceeași numitoare aici. Da? 3 N pe lângă N plus 1 plus 2 N, totul supra 2. Echivalent cu. Uite ce se întâmplă aici. 1 cu minus 1 s-a redus. Ăștia pot să scot un N factor comun. De acord? Da. Vine N pe lângă N pătrat plus 3 N plus 3 egal cu 3 N 2 plus 3. Aici am să scot un N factor. Da. Că am aici N și am și aici N. Da. Plus N pe lângă 3 N plus 3 plus 3 și cu 2 plus 5. 3 N, 3 ori N, 3 N, 3 ori 1, 3 și cu 2, deci plus 5, da? Supra? Da, supra 2. Duc pe ăsta în stânga, ca să rămâne S2. Da. Că am nevoie să rămâne S2. Și zicem, N pe lângă, pătrat plus 3 N plus 3, minus N pe lângă 3 N plus 5, 5 supra 2, așa, este egal cu 3 S2. Acum pot să aduc la aceeași numitor, da, aici, și vine N pe lângă, sau 2N, 2N pe lângă N pătrat plus 3N plus 3, minus N pe lângă 3N plus 5, totul supra 2, dar împart și cu 3, supra 6, egal cu S2, S2. Știi, era supra 2, Andrei era supra 2, da, da, și împărțești prin 3 și vine supra 6. Deci am găsit că S2 arată astfel. S2 arată, trebuie să lucrăm, S2 este egal cu, vedem că putem scoate un N. Un N avem și aici, a, și aici, da? Deci N pe lângă 2N pătrat plus 6N pătrat plus 6N plus 6, plus 6 minus 3N minus 5, Andreea. Că 5 minusul de față schimbă, se supra 6. Și egal cu N pe lângă 2N pătrat plus 6 6N minus 3N face 3N, da, plus 3N și plus 1. Da? Plus 1 e bine? Că 6 minus 5 îl face 1? 5, da. Da, supra 6. Și egal cu N pe lângă 2N pătrat plus 3N plus 1, îi găsim rădăcinile și scrie ca un produs de factor N plus 1 pe lângă 2N plus 1. N plus 1 pe lângă 2N plus 1. Hai să vedem dacă nu dă așa. 2N plus 1. 2N plus 1. Hai să-i mulțim pe ăsta a doua. Pe cine să mulțim? Pe N plus 1 pe lângă 2N plus 1. Da. Și vine N ori 2N face 2N pătrat plus N plus, N, plus 2N și face 3N. Plus 1. Deci este perfect. Da. Așa, sub, nu supra 2, supra cât am zis? Supra 6. Iată și formula am găsit-o. S2 este N pe lângă N plus 1, pe lângă 2N plus 1, totul supra 6. Asta e formula. Suma pătratelor. Deci, suma S1 simplă a numelor naturale. Alo? Bună seara. Eu sunt, da. Da. Și vreau să spun dacă ați mai primit o zonă, dacă ați mai primit o dată cu o solicitare ca mea, dar vă zic că sunteți foarte inițiat de parte stupului, ca să zic așa. 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 Și vreau să vă întreb, ținând cont că sunteți specialist în probleme din astea, după vârsta asta știți că mai încep probleme de potență, de erecție, de ceva de genul. Da. Și am înțeles că și după o asemenea cu ceva. Haideți să vă spun, eu sunt într-o lecție de matematică acum și rămâne să discutăm mai târziu.
Hai să vedem. Alo? Să vă oprim direcția că am să... Acum. S-a făcut așa timpul.